Hristos a înviat. Stimate cadre militare active în retragere sau în rezervă, preacucernici părinți, dragi revoluționari, pentru că am văzut că sunteți dumneavoastră și cu acest prilej aici alături de noi, stimate oficialități și invitați, cu bucurie și cu emoție, astăzi ne-am adunat aici pentru a sărbători Ziua Veteranilor din România, acești oameni extraordinari, acești sfinți, fii, care se află încă printre noi. Și mă bucur că astăzi aici poate fi prezent și domnul Stan Gheorghe din Gilov, veteran de război, un biruitor, la fel ca și Sfântul al cărui nume îl poartă. Și ar vrea să-l aplaudăm în primul rând. Apoi, aș dori să vă vorbesc despre oamenii frumoși, despre acești oameni frumoși, precum este și domnul Gheorghe din Gilov, și despre toți ceilalți care, de-a lungul timpului, au luptat pentru ca noi să putem vorbi astăzi despre România liberă. Sunt, spuneam, adevărați sfinți și mai sunt 97 dintre ei în viață, în județul nostru. Și dacă anul trecut mergeam la Ghindăoani, unde îl sărbătoream pe domnul Zaharia Ioan, de asemenea și el un veteran de război, și dacă ieri am mers la Alexandru cel Bun, la domnul Crușitu Victor, un alt exemplu de om. Și spun exemplu pentru că din povestirile lui am aflat că în al doilea război mondial l-a păzit pe rege și pe mama sa în satul în care aceștia au obosit, că a reușit atunci prin demersurile pe care el le-a dus la îndeplinire să aducă curent în satul în care trăia, orică împreună cu cei doi frați ai săi au ridicat propria casă într-o zi. Suntem privilegiați să trăim printre astfel de oameni, să avem astfel de modele, modele de curaj, modele de cinste și onoare, modele de omenie și modele de credință. Pentru că atunci când Napoleon a fost întrebat de ce are nevoie ca să câștige războiul, el a spus că are nevoie de mame creștine. Ori izvoarele istorice ne relevă că în al doilea război mondial soldații nemți luau acele pastile cu substanțe care ajutau să lupte și să nu doarmă câte două zile. Iată că soldații noștri au mers întotdeauna cu crucea și cu Dumnezeu în suflet, așteptați acasă de soții sau de mame creștine. Suntem privilegiați să trăim alături de acești oameni frumoși, pentru că oamenii frumoși rămân frumoși pentru totdeauna, chiar dacă sunt obosiți, chiar dacă au riduri pe față, ori dacă îi vedem întristați, ei rămân frumoși pentru că fericirea nu se citește pe chipul lor, ci în sufletele lor. De aceea se cuvine să-i cinstim, să-i onorăm și să le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut pentru noi și pentru țara noastră. Dumnezeu să le dea sănătate celor care trăiesc încă și nouă putere să-i cinstim așa cum se cuvine. Dumnezeu să ierte și să-i așeze alături de sfinți pe ceilalți, și o să-mi amintesc și de bunicii mei, Vasile și Ion, care și ei au fost veterani, și să dea Dumnezeu să ne regăsim și la anul și să putem să-i cinstim din nou. Doamne ajută! Vă mulțumesc!